Bună dimineața, prieteni! Bine v-am găsit la Sinaxarul zilei de 28 octombrie. Astăzi facem pomenirea Sfântului Ierarhiachind, Mitropolitul Țării Românești, Sfintei Cuvioasă Teofana Basarab, Sfântului Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului, Sfântului Cuvios Iov de la Pocaev, Sfântului Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos, Sfântului Cuvios Ștefan Savaitul, Sfântului Mucenic Vilie, Sfântului Sfințit Mucenic Neofit, Episcopul de Urbnisi, Sfinților Mucenici Terentie, soția sa Neonila cu fiii lor Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vilie și Evnichi, Sfinților Mucenici African, Terentie, Maxim, Pompie și alți 36, Sfântului Ierarh Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei și Melchion, dascălul și preotul Antiohiei, Sfântului Mucenic Chiriac, a Anei, mama Sfântului Chiriac, Sfintei Fevronia, fica împăratului Heraclie, Sfântului Cuvios Atanasie, Patriarhul Constantinopolului. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tuturor sărbătoriților zilei le urez un sincer și călduros la mulți ani cu sănătate, fericire și multă prosperitate. Iar pe voi pe toți vă invit să vă abonați la canalul meu YouTube Neluța Bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici, astfel încât să fiți notificați ori de câte ori postești ceva nou. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și cu sănătate și la alte filmări.